Tu, Cătălina, fix pe ăsta vrei să faci. Vreau și eu să apar cu tine. Haide, că așa am stabilit pauza trecută, că facem împreună. Haide, mă baci pe mine, te rog. Da, mai încolo, now go away, dă-te din cadru să nu mă strici. Mi-am rupt coloana, că le era mișto, dar ai uitat complet, mă, fată. Oh my god, dar ce proastă, mi-am adus aminte. Hai tu, Zacus, concoace, deci fii atent, faci așa cu mișcările alea, cum ai învățat pe mine și cum te-am învățat și eu pe tine. Bun, hai să-i dau play, haide. Bun, pregătește-te. Bine! Mă, mimozelor, dacă mă bucură un lucru pe lumea asta este faptul că n-am avut telefoane mobile pe vremea noastră. Deci asta este un flex pentru noi, Doamne iartă-mă. No, bun, hai să ne apucăm atunci de treabă. Cătălina, te rog frumos, oprește telefonul. Stați așa, doamna, că s-a despărțit Andrei de mine acum în pauză și vreau să mă răzbun pe el, normal, slay. Pentru ce n-ai auzit, pentru nopțile în care ai spus că vii și n-ai venit, pentru mii de zâmbete pe care nu le-am zâmbit, pentru tot ce n-ai făcut, astăzi vei plăti. No, bun, atunci hai să ne apucăm o dată, că deja mă ia cu capul, deja simt că explodez. Hai, Cătălina, dă-i drumul, te rog frumos. No, bun, gata, hai să ne apucăm. Ia să văd cum a ieșit. Doamna, trebuie să mai fac o dată, că mi-a ieșit ochiul strâmb. Stați o secundă. Ai, ai. Bună ziua! Bună ziua! Doamne, bună ziua! Așa, măi, vezi că știi să salutați, eu știam că sunteți copii educați. Hai să facem așa puțin acum prezența și să încep să vă cunosc mai mult. Hai să vedem. Maria Cârcan? Curcan, doamna, curcan. Curcan, așa cum te-o chema, doamne, copii. Vă rog frumos, deschide geamurile, că nu mai pocăsim, că mă topesc pe aici. Ia să vedem, Cătălina. Cătălina? Tu, a cui ești tu, mă, fată? Doamna, eu sunt alu Pișcot. Doamne, alu Pișcot, dar știam că te cunosc tu, femeie, că te seme cu măta de te fai de capul meu, sunteți năsoase amândoi, ce nasta, ai cât o vacă. Da, mulțumesc frumos. Ai tu, dar îmi place, înseamnă că ești copchilă educată, no, mă bucur, înseamnă că o să avem, o să fim prieteni bune de parcursul anului. De-aia spune-mi tu, surori, frași, ceva ai, dragă? Am, da, am o surioară mică și cam atât s-a putut. Ha, și la ce școală este? Adică nu este, e aici cu tine în școală? Nu, doamne ferește, de la altă școală, nu este aici. Ni tu, slei, ce frumos, doamne, da, și ce lucrează ai tăi tu, fetiță? Păi, după cum bine ați văzut, mama este profesoară și tata este astronaut. Foarte frumos, și eu am vrut să fiu astronaut din mică, dar n-am avut încă posibilitatea. Înțelegi tu, mamă? De-aia spune-mi tu așa, iubițel ai, că văd că ai pepenaș. Normal că am tu strâmbă cu așa corp, doamne ferește să fiu singură, dar nu mai întrebați așa ceva, că deja este prea inappropriate. Păi ar cam trebui, că ești așa o fată frumușică, e păcat de tine să fii singură și norocosul de el că te are. Dar zi-mi puțin așa, ce vrei să fii când o să fii mare? Ia spune-mi tu mie. Am doresc să fiu regina lumii, slay. Wow, este foarte frumos, vedeți copii, câți copii disciplinați și câți copii deștepți avem noi în clasa asta? Și sunt așa fericită că am o clasă bună, cea mai bună clasă din ever. Da, da, da. Apun, hai să trecem mai departe atunci. Octavian, cine-i mutalăul ăsta? Legit m-a alergat prin toată școala și am fost o deșteaptă, că i-am pus piedică pe scări și a rupt gâtul și acum e la spital. Mamă, Cătălina, tu și când râzi se aude vocea și farme cu ei, da? Ești genială, mă, fată! Yeah, I know! Hai tu, Cătălina, cântă-ne ceva acum înainte să se sune, te rog frumos, orice vrei tu, ceva pop, ceva frumos, dar nu manele. Stați mai întâi, vă rog frumos, că trebuie să fac mai întâi încălzirea vocală, că nu se poate așa. Mime mamomu. Ce, doamne iartă-mă. She was more like a beauty queen from a movie scene. I said don't mind, but what do you mean? I am the one. Yeah. Oh, I'm a slay girl. Mai cântă-ne ceva acum, dar pe românește. Nu, Cătălina, taci din gură, Maria, lasă-o în pace. Deci dacă v-am lăsat să stați degeaba în ora asta, nu înseamnă că trebuie să faceți concert, că mai sunt ore în școala asta, vă rog frumos. Nu, doamna, haideți să stați-o să ne facă concert, vă rog frumos, că ne place foarte mult. Nu am zis ce fain cântă. Aș vrea să fiu un spirituș cu o săgeată și un arcoș. Nu știu versurile, tu. Alo, bună ziua, toate bune, ce-i cu gălăgia asta? Vă rog frumos să-mi explicați acum. Cam-i pruna, să rămână, doamna directoare, să trăiți, ce faceți? Ne scuzați, deranj, avem copii cu deficiențe de retard mental, dar o să se rezolve treaba asta, nu o să vă mai deranjăm, promitem, ne cerem scuze. A, vă rog frumos să aveți grijă, că clasa 8 are acum lucrare, se întreabă că cine, doamne, iartă, murdă pe hol, uitați-vă la voi, dar vă rog frumos că este ceva foarte important. Da, da, vă înțelegem. A, mă, tu stați că vă bag o populară din aia, să vedeți, doamna, o să fie genial. Ne cerem scuze, ne scuzați, două minute, copchiul, tragi din gură, ce e?
Dorule, mâncă-mi cucu, biciuiește-mă cu fum. Hai, ștrumfița, scrie o dată formula, că n-avem timp toată ziua. Ce faci atâta la tablă? Formula, acum mă gândesc, zici, dacă temperatura e constantă, atunci formula va fi cu... A prim. Bă, copilul, ești dementă, v-am dat 50 de formule, v-am dat foarte puține formule, da, ai învățat pentru astăzi? Am învățat, numai că mă cam încurc puțin, dar știu să le fac. Deci, vine așa, temperatura egal cu A prim ori 2? Nu e bine, e ori 3. Lasă-o pe ea să gândească că nu-i rândul tău încă acum, da? Hai odată, fată, te uiți ca curcanele la tablă albă, n-ai făcut nimica, scrie odată! Nu știu să calculez temperatura, că n-am făcut exerciții de genul. Important e că nu clocotiște apa. No. Hai, la loc, 3. Următoarea, pișcol, Cătălina, cine e asta? Eu, doamna, acum mă înalț. Oh, te înalți, ce vocabular ai, domnișoară, nu-i așa, copii? Hai, urcă-te acolo și fă următorul supunct, n-ai mișcă mai repede. Da, să se calculeze cantitatea de apă, știind că Maria a sughițat de 10 la puterea 5-a ori după ce a consumat cantitatea rămasă de la măsa. Poftim? Da, uita și logică e întrebarea asta, vedeți copii că sunt date mură în gură, da? Hai la scrie și duci la mine! Da, acum, deci mai întâi aplicăm formula să aflăm care a fost cantitatea consumată de Maria înainte să sughițe ca o gâscă și aplicăm principiul 1. Bă, copchile, mai citești o dată problema și spune-mi, te rog frumos, ce ai nevoie să calculezi. Nu te mai grăbi, nu vă mai grăbiți, citiți cu atenție, vă rog frumos. Hai odată, spune-mi. Păi am nevoie mai întâi de cantitatea inițială ca să aflu când a apucat-o sughițul pe asta. Logic? Un 2 în catalog. Ce logic e asta, copii? Deci avem nevoie mai întâi de ora la care a băut-o, așa-i? Dar n-are niciun sens. Ce mă interesează pe mine ora la care a băut-o? Mă interesează care a fost cantitatea inițială, că putea să o bea și la 12 noaptea, poftim, când era beată. Păi nu te mai răstigni la mine, unde suntem aici, la tinerii dezbat și ce asta? Scrie-o pe tablă așa cum îți spun eu, dacă știu eu cum e corect. Unul la mână, doamna profesoară, eu sunt diva acestei școli. Bănuiesc că n-ați aflat încă treaba asta și dumneavoastră trebuie să ascultați de mine și mai încet cu tonul, vă rog frumos. Dar nu o să scriu nimica pe tablă, fiindcă eu încă nu înțeleg momentan exercițiu. Bună ziua, copii! Haideți, povestiți-mi, vă rog frumos, cum a fost prima voastră oră cu nou-nouța voastră profesoară de fizică. Sunt atât de slabă, m-am lăsat învinsă de urangutan, aia trebuia să-i aplic cu stângul, că intra mai bine. Oh, vai, nu din nou, iar s-a întâmplat ceva. Bă, fate, ești bine, nu te mai muțăria ta, spune-mi ce s-a întâmplat. Pune că nu pot să-mi dau seama, unde n-ai bați găsit-o și pe asta? Doamna, să știți că nu este vina Cătălinei, ea doar încerca să sleieze, ca de obicei. Tras, nu vorbiți o dată, că nu vă pot înțelege așa, Maria, taci din gură, Cătălina, spune și doamne, iartă-mă, s-a întâmplat odată. Și a terminat de ascultat-o pe asta, n-a știut și m-a chemat pe mine că eu eram următoarea la rând. M-a pus să rezolv un supunct și trebuia să calculez cantitatea de apă băută de Maria, la nu știu ce oră și când a sughițat, dar eu nu știu cum dracu se fac astea. Grijă la limbaj, draga mea, că suntem copii în clasa asta. Băi, dar trebuia să-i explici că nu știi să faci problema sau puteai să o înțelegi mai bine, știi? Dar nu mi se pare normal, doamna, stați că am poză să vă citesc problema, că am copiat-o de pe Brainly. Deci, să se calculeze cantitatea de apă băută de Maria știind că aceasta a sughițat cu 10 la puterea 5 înainte să fie consumată de măsa. Dar spune și mie ce problemă e asta! Dar dacă era așa greu de înțeles, trebuia să-i spuneți, mă, copii, doamne, că nu știți să o faceți și că n-ați înțeles-o, dar trebuia să-i explicați frumos, mă, Cătălina, mă! Nu îi se mai explică nimic, ai dus-o cu vaca, lăsați-mă în pace! Da, păi eu n-am ce să vă mai fac acum, copii, doamne, iartă-mă, alte probleme mai sunt în clasa asta, da, Maria? Am eu o problemă, la mine a țipat tare și m-a traumatizat la tablă! O, mai lasă-mă în pace, mâncă-ți curul, pe vremea noastră mâncam biciu pe pâine, dar terminați toată, mă, mai plângeți, o să am eu discuție cu ea în cancelarii și eventual rezolvăm sau o schimbăm sau o băgăm în sobă. Bun, copii, din păcate am ajuns să prindem și acest moment al balului bobocilor în noul an școlar. Din păcate pentru fete, din fericire pentru băieți, îmi dau seama. Vă rog frumos, când intrăm în sală, să aveți o ținută reprezentativă, la fel și o postură. Da, nu vă rupeți coloanele toate, ați înțeles? Nu. Și vă rog frumos, că nu suntem la chiropractic aici, Cătălina, nu. Doamna, că nici măcar nu știi ce vreau să întreb. Mă, copchila, mai avut noi discuția asta. Nu te las să faci dansul ăla, că este prea de tot. Nu suntem la clubul de striptease aici, mă, fată. Haideți, doamna, că nu e chiar așa, e chiar fain dansul și este o coreografie pe gustul meu. Exclus în coreografie, la început arată fete care stau cu craci în sus pe tavana. Nu poți să faci așa ceva, că ești numai clasa noua, mă, fată. Mai vedem noi. No, bun, hai să mergem. Vă rog frumos, postura și ținuta, da? Sunt cu ochii pe voi. Haideți. Oh, doamne, câtă lume e aici. Mă emoționez. Am venit să fac istorie. Oh, clasa 12-a. Uite pe urangutana aia roz acolo. Da, mă, Barbie aia de acolo. Oh my god, câte luminițe sunt aici. Mamă, Cătălina, arăți foarte bine. Dă-le din calea mea că urmează rândul meu, da? Trebuie să strălucesc pe ringul de dans acum. Da, stai că doamna a spus că n-ai voie să dansezi nimic. Ce faci? Oh, vai. Iar acum, în aplauzele noastre, legenda școlii și regina școlii, Pișcot Cătălina!
Whatever, nu vă faceți griji. Haideți aplauze! Niciodată să stabilim cine începe proiectul, că mai avem o pauză și vine doamna și încă nu ne-am stabilit și nu ne-am organizat, că sunteți voi proaste și tâmpite. Cătălina, nu-ți spune ție numele pe primul slide, că eu vreau să-l prezint prima dată, te rog frumos. Da, termin o dată că ți-am spus că eu încep prima prezentarea, că eu sunt steaua acestui grup și trebuie să ne iasă ca lumea. Da, zi mersi că sunt eu în grupul vostru, că dacă nu ați fi fost praf toate. Da, taci din gură că mi-a stricat manicura pauza trecută, special să apăs pe tastele alea și am scris mai mult ca tine. Tu ești praf, dar noi suntem mai bune ca tine. Așa e, fetelor. Taci odată, nu mai comentai, scrii și tu 2 idei și mamă cât ai muncit, că toată ziua ai stat și n-ai făcut nimica. Nu-i adevărat, n-am stat degeaba și chiar am muncile și nu-i vina mea că toată săptămâna am fost ocupată. Ți-am spus să te pregătești din timp că n-o să facem totul pe ultima 100 de metri, mă tâmpito. No, bun, și atunci eu pe slide-ul meu o să mă apuc să vorbesc despre sprâncene și o să vorbesc despre abilitățile ei puternice. Cum să prezinți, mă, sprânceana mai întâi? Prezinți personalitatea, o prezinți pe Kylie Jenner și apoi prezinți produse de cosmetică, după care sprânceana, dar gândește un pic, mă, nebuno. Lasă că e bine și așa, vreau să fac cum știu eu că e mai bine. No, bine, deci mai întâi încep cu sprânceana și apoi încep cu Kylie Jenner. Mă, tu n-auzi, dă-o dracu de sprânceana, mai întâi o prezinți pe Tanti Jenner și apoi treci la produse ei de cosmetică, dar nu mă înțelegi, mă, fată. Bine, nu, dar nu mă urla la mine că pică lentila. Unde-i tasta, mătii, s-o iau așa, bun, după aceea urmează Ana, după care vine Maria. Dar nu-i bine, ce faci, mai pune-mi o parte la final, că de iar o să spui că prezint prea puțin și nu o să merit nota pe care mi-o dă doamna, dar nu-i bine, nu știi să faci nimica. Taci odată, nu mai fă tu pe deșteapta, că am spus că la final punem clip de pe YouTube ca să fie fain. Dar nu vezi că am doar un singur slide și apoi iar o să spui că prezint prea puțin. Vezi că ai ceapă între dinți. O, fain. Bună ziua, copii, ce faceți? Abia aștept să vă ce ați făcut la proiect, deci nu mai pot de răbdare. Doamne, voi fetelor sunteți bine că sunteți roșii la față toate. În orice caz, hai să vedem să începem. Deci, grupa întâi alcătuită din Cătălina, Maria, Ana, Laura și încă două care, da, iar au chiulit. Hai, urcați-vă acolo. No, bun, vine odată. Hai, burcă-te acolo, nu mai sta lângă mine, că puți. Bun, draga mea, mamă, ce strălucești. Ok, când ești tu pregătită, poți să începi. Deschide din pana mea odată. No, bun, doamna, deci noi am ales să prezentăm despre surorile Kardashians și, da, o să încep. De cele s-au născut pe pământul Terra. Hai, stai, Cătălina, stai puțin să măresc imaginea, se vadă totul frumos și mare. A șters proiectul, tâmpita. Unde a dispărut? Da, n-am vrut să-l șterg, am vrut să-i dau zoom, nu delete. Ce scuze. Câtă prostie stai în tine, acum te întreb și eu. Am cer scuze că vă întrerup, dar mai prezentați? Uh-huh, o trecie mai prezentăm. Hai, na, du-te prezintă, hai, dă-i zoom, hai, du-te. Eu, Maria, ce-i tu? Oh, God. Bună ziua, copii, mi-am recuperat ochelarii după cum puteți vedea. Suntem pregătiți să începem. Vai să-mi trag una, deci nu, Matei, doamne iartă. A câta oară este când mă spun să nu mai veniți la școală aranjați ca rockerii? Mă, Matei, ce-i cu ploașca aia în capul tău? Doamna, nu ne mai subestimați frizurile pentru că asta le place fetelor și asta este cel mai important. Mai lasă, fetele, mă zi mersi că se uită maică ta la tine. Doamne iartă-mă, dar ce-i cu trendul ăsta? Mă, uite și pe ăla. Aha, râdeți, doamna, până la urmă asta este moda și am zis să fac o schimbare, da? Se numește basket pentru cultura voastră generală și este ceva de vis, nici voi nu m-ar sta rău. Nu, de alta te-ai păcat de mutra lui că au crescut fălcile ca la cai și n-are jawline și nu-i stă bine, știi? Uite-te la aia, m-au zis că a făcut multe cu ăla. Mamă, cât comentează retardatul ăsta, vrea doi pumni și nu știi cum să-i obțină. Nu, Cătălina, lasă-l în pace, dă dovadă că ești mai deșteaptă decât el, dă-i pace. Eu fii atent aici. Cătălina, auzi, vrei să vii la un suc după ore? Doamne ferește, pleacă de lângă mie, vezi să scurg balele pe la gură. Eu nu știu ce să vă mai facă, parcă vorbesc cu turcii, na. Uite-te la ei, zici crispătorii auto. Da, și acolo scria eventual că trebuie să adun cu doi ca să poată să-ți dea rezultatul. Nu ziceți și voi, noi. Mă cop crede, ești normal, ce se cheamă asta? Haideți, doamna, dar vă rog frumos, nu mă subestimați, pentru că eu, spre deosebire de alți băieți, chiar am stil
și chiar am mod, adică bucurați-vă că nu sunt ca ei. Măi, dar înțelege că n-am nimic cu tine, numai că nu stă bine ca băiat să ai frizura aia, mă, dar ți-a murit frizerul, zici că ești pămătuf. Doamna, el e un caz mai special, lăsați-l în pace că lui spre deosebire de alții chiar îi stă bine, mie chiar îmi place foarte mult. Da, nu mai zic nimic că nu mai e nimic de zis, no, bun, hai să începem. Na, mă, nu te doare capul. Îmi cer scuze, numai că nu pot să văd și-mi intră în ochi și nu pot să mă concentrez. Vă rog frumos să mă înțelegeți. No, bun, Maria, fii atentă. Deci, 1 plus 1 egal cu 3. Stați o secundă, copii, că nu știu unde să pun dovleacul ăsta să mai asamblez, că nu arată frumos dacă le pun lângă Liliești. Chiar n-am nicio idee, mă. Doamna, lipiți dovleacul de tavan, că poate o să stea foarte fain să sperie profesorii de el. Chiar tu, Maria, mersi frumos, doamne. Chiar vreau să văd pe aia de fizică cum face infarct, pentru că m-am mințit că vine la cafea și n-am mai venit. Dacă mai să vedem cum orchiul pe la tavan, că poate pică aici, vreți să mă omorâți? Da. No, bun, și fii atentă, ca și prank de Halloween, fiindcă m-a enervat foarte tare în ziua respectivă. I-am rupt degetul de la picior și acum are piciorul în gips. Oho, te-a învățat bine, Cătălina, plus de asta i-a arătat-o cine-i șefă. E, na, acum și tu, ce, doamne, ce ai, ce... Bu. Bă, tu ești normală, Cătălina, ce cu vestimentația asta, fată, ce-i făcut, ce-i asta? Dați nou că-mi șifonez mantia și am dat 1000 de lei pe asta. Na, bun, ouleu. Da, știu, și mie îmi place, ce ziceți, doamna? Bă, copchile, ești normală, mai vezi pe cineva îmbrăcat în halul ăsta la școală? Ce cu prostia de pe fața ta, bă, că te sparg? Ia, dar nu ți-i pas la mine, că pe grupa ați scris că astăzi o să facem pregătirile de Halloween, a.k.a. o să ne machiem, o să ne pregătim, o să ne aranjăm, o să ne îmbrăcăm, etc. Bă, cretino, pregătirile pentru clasă, împodobim clasa de Halloween, ștampilim clasa și pereții, dar nu pregătiri, nu venim îmbrăcați în halul ăsta, mă, Cătălina, fai și avem și inspecția. Da, pentru mine e același lucru. Doamna, stați puțin, că am o întrebare, Cătălina, spune-ne și nouă ce reprezintă acest machiaj nereușit, că e foarte frumos. Hai, tu mulțumesc că ați întrebat. Deci prima dată puteți observa pe fața mea o culoare mov. Am vrut să fiu mai exact hawk mov, numai că nu mi-a ieșit machiajul și am zis să improvizez. Am pus acest ruș care este prea exagerat. După cum puteți vedea, mi-am luat și această mantie pentru că am vrut să combin puțin lumea istorică cu lumea modernă și am zis să vin așa ca o regină din războiul civil. A, nu pe bune, chiar ți-a ieșit de minune. Uite ce frumoasă ești, bă, te invidiez, mă, fată. A, da, știam deja, mulțumesc frumos. Și să știi că chestia asta de pe gât simbolizează maleficul din mine, pentru că am zis să fiu și reafăcător, pentru că suntem de Halloween, așa-i, doamna. Doamne, ferește, tu ești posedată să mori, tu dai seama că eu nu te las să stai în halul ăsta la școală. Nu știu cum faci, dar îți dai resetare din fabrică momentul ăsta. Da, era de așteptat că doar trăim în România, dar înainte de asta, haideți, vă rog frumos, să sperăm pe doamna directoare, pentru că vreau să-i vedem reacția. Bă, Cătălina, nu stai jos, lasă-mi pace pe doamna aia care are probleme cu inima. Ce vrei acum să-mi o transform în plăcintă de aici normală? Ah, pă, numai bine, 1-0 pentru Cătălina. Slay. Mă duc și eu cu ea, doamna. Slay. Oricum nici mie nu-mi plăcea de ea. Nu pot să-mi dau seama cum, doamne, iartă-mă, copchila asta se îmbolnăvește mereu numai la ora mea, dar așa face la toate orele? Depinde de ore, doamna, adică dacă îi cade bine își face intrarea, iar dacă nu, atunci nu. Tu, da, asta trebuie să vină la școală ca un copil normal în fiecare zi, nu la ce ore vrea ea și când are ea chef, dar asta e normal la cap? Probabil a intervenit o problemă din nou și a uitat să vă anunțe. Mai lasă-mă în pace tu, Laura, că săptămâna trecută mi-a spus că n-a venit la ora mea, că i-a tăiat taxul găina să-i facă ciorbă de găluște și să ieri ce-o făcut și să o luxa mâna stângă, dar e normală tâmpita asta? Efectiv, nici eu n-am lipsit atât, dar mai știi când am fost bolnavă în ziua aia? Ei bine, tot am venit la școală. Da, sincer. Deci de aia mi s-a îmbolnăvit mie jumătate de clasă atunci, mă, dar ești normal la cap? În orice caz, a venit. Atenție la regina voastră că v-am adus McDonald's. Oh, vai. Bună ziua, Cătălina, ce faci? Mai dai și tu pe la școală? Cum o duci? Am bine până acum. Auzi, de ce nu mi-ai spus că avem altă oră? Dar nu m-a agresat, că a scris ieri pe grupul clasic că s-au făcut modificări la ora armă, Cătălina. Da, așa este, v-am scris că în locul orei de matematică o să facem chimie și aparent că nici măcar pe grupul clasic nu mai ești prezentă. No, păi în cazul ăsta mi s-a modificat și mie orarul și acum am consiliu acela de elevi, da. Consiliu? Hai, lasă-o încolo de treabă. O să plec. O, mama mea, când ești gata, Cătălina, te invit la o cafea să te învăț cum să minți ca lumea, că, doamne iartă, mai niște minciuni. Până și eu eram mai bună ca tine la minții când eram elevă. Tu ai de capul meu. Mi-a dat mesaj. Stai calmă, nu-i scrie, așteaptă, lasă telefonul jos și hai să o așteptăm pe Cătălina, bine? Nu asta aveam de gând, dar o să aștept ca să nu fac vreo prostie. Uite-o ai. Și strada e mai curată ca clasa. Cătălina, cod mov, cod mov, repet, cod mov. Efectiv, nu știu ce să-i fac, să-i scriu sau să-l las, că pare de treabă. Am depinde, ia de să văd cum arată. Tu, dar e urât. Ai tu, nu firea, că nu ceea ce este la exterior contează, mă, Cătălina, ci ceea ce este în portofel. Dar uite la highlights, taxul are firmă de sandale în Tokyo, hai mă, de accept care bani. Nu fi proastă, fii deșteaptă, dacă vrei ceva ca lumea de la viață, trebuie să fii pretențioasă. N-ajung banii, trebuie să fie și frumusețe și automat nu există. Au, da, chiar așa e. Mamă, Cătălina, tu poți să fii un speaker motivațional? De unde, doamne iartă, mă le scoți, mă, fată? În primul rând știu și slay și în al doilea rând nu trebuie să-mi vină de încheieri, da? Adică sunt deșteaptă și inteligentă așa de la mama natură și automat le scot pe gură.
Da, mă rog. Trăznimar, mi-a scris frate, sau Cătălina, ce trebuie să fac? Să lași în pace și să-i faci o caracterizare, să-i spui că eu sunt cea mai deșteaptă din școală, ca să se îndrăgostească de mine, normal. Bună ziua, copii, mă scuzați că am întârziat, dar trebuia să mă reîntorc după teste, ca de obicei. Mă, puneți mâna și învățați că nu o să ajungeți nicăieri în felul ăsta. Doamna, când veți învăța că notele dumneavoastră nu contează absolut deloc în viață, ca să ai succes trebuie să te îmbraci bine. Aveți muci? Da, bun, am terminat și lecția, doamne, m-am mânjit tot de cretă, sper că se înțelege, nu copii? Ah, bine. Na bun, și atunci vă mai rămâne numai de copia și de înțeles, da? E perfect atunci. Doamna, îmi cer scuze, dar la 3 sau 2 că nu pot să-mi dau seama. Unde tu, copchilă? E 3 ăla, dar nu se înțelege că am scris ca lumea. E 3, Maria, dar am crezut că te-ai obișnuit cu cifra asta. Aha, foarte amuzant, dar nu mai faceți mișto de mine, că știți că eu am probleme cu ochii și nu pot să văd foarte bine la tablă, doamna, dar vă rog frumos, că nu știu ce să fac. Dacă te mai smiori ca o palangă, îți rup trahea, fată. Fii atentă, nu mai plânge că am vorbit că o să te mut mai în față, da? Ți-am spus că nu acum, așteaptă puțin, hai că dacă este cazul, te mut în locul Cătălinei eventual. Nu ia nimeni locul ăsta, este locul meu și eu trebuie să ies în evidență, da? Este teritoriul marcat, îmi cer scuze. Da, doamna, vă rog frumos, lăsați-mă să stau în locul Cătălinei, promit că nu o să mai fiu ochioară, vă rog frumos, lăsați-mă să mă pun acolo, e tot ceea ce-mi doresc, hai că mi-au și catrafusa și vin. Hai mă, Cătălina, că nu e așa o mare tragedie, nu ești idiotă, ești deșteaptă și înțelegi bine la oră, ce mare lucru că stai în ultima bancă, hai mă, du-te fă acolo. Exclus, ăsta este locul meu, dacă ea are dizabilități, este problema ei, nu este problema mea, da? Nu-mi puteți să mă chemați așa, să mă scoateți din bancă cum vreți voi, ce faci? Hai, mișcă-i locul meu acum, pleacă în spate că trebuie să stau în față, că sunt chioară și am probleme cu irisul, hai. Nu e corect, nu vreau să stau în ultima bancă, uite, mă tăi acolo departe de mine. Mamă, ce mișto e, deja m-am obișnuit, parcă văd mai bine acum. Ia vezi pumnul ăsta, vezi de acolo că ți-l bag în gură. Cătălina, îmi dai te rog frumos să copiez tema la română, că nu știu cum să fac o compunere, că-i minesc nu-i tai, că mi-o te rog frumos, lasă-mă să mă uit, te rog. Vai, dar urât ai scris. Dar care e problema ta? Bine că scrii tu mai frumos, ești cumva jurnalistă să-ți dai cu părerea sau cum uite-te la tine. Ce ai tu, fetiță, te-au apucat hormonii de gât? Ce ai? Ți-am scris că scrii foarte urât, tatăl, ai scris ca la bagăști acolo, nu te enerva așa pe mine, ce ai pățit? Te-ai pățit, n-am pățit nimica, da? Acum dăm te rog frumos oportunitatea de a te scoate din peisaj. Figuranto, uite-te la ea. Hei, Cătălina, auzi, îmi verifici și mie, te rog frumos, compunerea asta, să-mi dai așa un feedback, să zici dacă am făcut-o bine sau nu, te rog frumos? Da, singură, nu știi să te verifici, să te corectezi după modelul dat? Păi, ba da, dar am vrut doar așa un feedback, să-mi spui dacă am făcut-o bine sau nu, ce-i așa, what's the big deal? Nu e absolut nicio problemă, dar acum, te rog frumos, spune-mi sincer, teoretic și practic, poți să ți-o faci și singură? Păi da, da, pot. Bun, atunci las-mă în pace. Shut up, că a început ora, sunt în clasă, nu mai e pauză, no? Hai să nu mai pierdem timpul, hai să verificăm acum tema, Cătălina, dă-i drumul și citește-mi. Nu mi-am făcut-o, doamna, pentru că n-am niciun argument acum. Mă, copchilă, te-au apucat fițele iară, nu mai ridica nasul la sus că-ți văd balauri din nou, termin odată, ce-s cu astea? Doamna, să știți că eu acum am învățat să fiu foarte confident, iar nimeni și nimic nu mă mai poate doborâ, nici fără dumneavoastră. Măi, dar ce-i cu tu pe ăsta, nu ți-e rușine? Pe vremea mea, dacă clipeam cu ochiul stâng, eram băgat în coșul de gunoi, dar nu ți-e rușine? Las că vine așința cu părinții. Am să vină, abia aștept. Vezi că poate dai cu capul de tavană, ai grijă tu, nebuno. Bun, haideți, mai repede, faceți edituri. Cam atât pentru astăzi, copii, vă doresc un weekend groaznic, plin cu teme, ca temă, by the way, o să aveți 3 pagini manual, față-verso, atenție, față-verso, iar acum puteți să mergeți în pauză, puneți că deja știu ce o să faceți, voi o să mergeți la baie, ca toate caprele împreună, nu? Păi doar ne știți, doamna, hai, vino! Așa, tu acum mergi să faci pe Ronaldo? Aha, râdeți, dar nu dumneavoastră câștigați toate meciurile, slay! Na bun, și mândrele astea fac TikTok acum, așa-i, Cătălina? Stăciți din gură, doamna, că sunt live acum, nu mai vorbiți, stăciți din gură! Ce sta? Stați puțin, copii, că eu sunt paralelă cu lumea. Ce faci tu, fetiță? Ce e asta? Pe scurt, doamna face live pe TikTok și primește bani și pentru fiecare leu în parte trebuie să facă câte o șustă din asta. Știți? Nu e așa că este genial? Asta e un trend cumva din ăla tâmpit. Asta e la moda acum. Copii, ce se întâmplă? E normal, fata asta? Nu este normal absolut deloc. Adică este o chestie normală să faci bani, dar treaba asta nu este normală și, în concluzie, per total, este un lucru anormal. O zambilă. Două zambile. Trei zambile. Mă văd cum mă îmbogățesc, mulțumesc frumos, continuați. Doamne ferește, voi nebuniți pe zi ce trece, dar nu-i normală fata asta, uite la aici că e nebună, știți cu mișcările astea. Un leu, 2 lei, 3 lei, 4 lei, 5 lei. Bă, tu ești normală, ți-au migrat neuronii, ce se cheamă, doamne, lasă măcar am subiect de pârfă în cancelarie. Na, bun, mi-am terminat și tabelul clasei, acum hai să verificăm tema, să vedem ce compunere ați făcut, că sunt tare curioasă. Hai să vedem, începem de la Cătălina, hai, dă-i drumul, draga mea. Doamna, sunteți sigură că aș vrea să citesc compunerea asta? Da, scumpete, sunt sigură, ce facem aici, negociem acum, hai, dă-i drumul odată și citește.
Ok, eu v-am avertizat. Veninul începuse deja să lucreze, iar eu mă prefăceam că nu se sizez indiciile unei viitoare nefericiri. Discul roșu pârjolea câmpia în care astrul urma să se cufunde. Puritatea cerului era îmbrăzdată de licurici stranii. Scuze, continuă, nu mă luam seama. Trecuseră 2 luni de când nu ți-am auzit vocea, erai pe atunci de o frumusețe greu de descris, iar eu aveam un sentiment ciudat ca și cum albastrul cerului îmi inunda sufletul cu o căldură nelumească sau era poate doar senzația de albastru. Mama mia! Născându-te, tanti, să mai continui că vă dați ochii afară imediat. Da, te rog, până la capăt, că vreau să aud tot. Cunoscându-te pe tine, nesiguranța și teama că ceva m-ar putea priva de imaginea ta, de acel fior care îmi străbătea trupul știind că ești a mea, m-a făcut să mă pierd, să mă las învins de propriile gânduri și așa am dat aripi demonilor pe care credeam că i-am înfrânt de mult. Atât. Nu mi-a plăcut, îți spun 8, dar așa v-am învățat eu copii să faceți compuneri sadice din astea, dar sunteți normal la cap? Hei, dar am stat 2 ore la compunerea asta, de ce îmi puneți numai 8? De asta am scris și core gramatical, dar nu merită atâta. Gata, nici să nu mai aud, hai altă compunere, Maria citește. Ok, orice ar fi fost, am trăit speranța unor vise, ai fost eroina mea, chiar dacă doar pentru prea puțin timp. Nu și tu, Brutus, acum! Haide, draga mea, scrie mai la stânga ca să vadă și copiii din spatele tău că ești cât tabla și nu se vede nimic. Acum spune-mi, te rog frumos, ce trebuie să aplici ca să ajungi la rezolvare. No, bun, deci așa cum ne-ați explicat, acum trebuie să aplicăm formula numărul 2 ca să putem să aflăm... Da, da, formula aia trebuie aplicată ca să se poată afla rezultatul, da. No, bun, da, asta e pasul 1 și la pasul 2 ce o să faci după? Cred că încep să înțeleg, foarte simplu, după cred că se înlocuiește. Înlocuiește și se trece la rezolvare, la rezolvarea finală, da, 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 da. Mă, fată, dar taci odată, mă, vezi că sunt cu ea la tablă și vreau să o fac să înțeleagă, dar abține-te până ce-ți vine rândul, ești moară stricată, ce ai, mă, fată, mai termină odată. No, bun, hai, continuă mai departe. Da, bun, doamne, asta e prima problemă pe care o fac singură. A, doamna, am o întrebare, dacă rezultatul final ne-a dat 150, este corect sau am greșit la ceva? Singură! Mă, da, abține toată, că deja mă enervez, lasă-mă să gândească și ea singură! Bine, nouă, ho, gata, doar am întrebat, nu vă mai agitați așa. Doamna, la următorul exercițiu, dacă ne dă 200, e corect? Tu ești nebună? Pe cât se poate de mult. Ți-ai luat iPhone 15, mamă, Cătălina, tu ești normal la cap, ia, pot să-l văd. Oh, ia, pot să văd și eu. Oh, șiu, șiu, că nu suntem la expoziție aici, dacă vreți să vedeți telefonul, 5 lei intrarea și 10 lei dacă vreți să-l țineți în mână. Oh, dar cine te crezi acum, dragă? Bill Gates? Ia, uite-te la ea, nu ating nimic, de parcă e mare brânză. Te știi că este mare brânză, uite-te, dacă dau zoom și vrem să facem un selfie, uite, dacă dau zoom, pot să-ți văd părul din nas. Ia, Cătălina, îmi dai și mie să-ți interog frumos puțin, ia. Ok. Gata, prea mult, dă-mi-l înapoi. Ei, ți-ai lăsat amprente. Ia, pot să văd și eu. Nu, pleacă de aici, că dacă nu te orbesc cu blițul. Bună ziua, copii, ce faceți? Haideți că avem mult de recuperat. Ce, doamne iartă, mă căuta asta banca Cătălinei. Tu voi n-ați avea vestea? Cătălina și-a luat ultimul model de iPhone, și-a luat iPhone 15. Ăsta este un moment istoric, doamna. Tu te băi de aici, că săptămâna trecută și-a luat 14 și toată școala a venit să-l vadă. Mă, Cătălina, tu ești normal la cap? Nu, no, băi, și ce? Sunt fata, am și eu necesitățile mele proprii. Dar oricum trebuie să apară iPhone 16, că m-am plictisit de asta, că l-am de 2 zile. Doamne ferește, dar n-am nimic, zic și eu numai așa ca fapt divers. Eu am 45 de ani și nu-mi permis să-mi iau iPhone 15. Chiar nu-mi pasă. Acum lăsați-mă în pace, vă rog frumos, că mi-începe filmul pe telefon și vreau să mă simt ca la cinema, bine? Mamă, ce mare! Slay! Deci m-ați nervat toți ora asta, dar ce facem aici cu temele, copii? Tema se face acasă, ce faceți? O faceți în rate sau cum? Adică că nu pot să înțeleg. Hai să pun absențele că deja e și jumătate, numai Cătălina lipsește. Unde-i fata asta? Povești și basmi. O să ajungă la final de oră și nu o să-i puneți absență deloc. Normal că e pe drum sau se machiază acasă. Probabil că acum s-a trezit, nu-i așa? Eu sunt tare curioasă ce o să-i facă, pentru că toată săptămâna a făcut așa și de bune chiar ar trebui să-i facă ceva până la urmă, că nu poate să mai scape așa basma curată. Bună dimineața, doamna, cer scuze că am întârziat, este și jumătate, dar sunt conștientă, numai că m-am încuiat în baia dimineața și am uitat să mai ies de acolo, dar nu contează, uitați, v-am adus cafea de dimineață, așa cum aș cerut. Ah, mulțumesc frumos, Cătălina, dar nu ți-am cerut așa. No, doamne, mersi frumos, chiar aveam nevoie. Hai, termin, nicio problemă. Ce-i pus în ea, o travă? Vezi că suntem la pagina 130, verificăm tema, ți-ai făcut-o? 130... Aoleu, toată pagina am avut-o ca temă. Îmi cer scuze, dar ieri m-a câștigat lenea împotriva mea și n-am putut să o fac. Chiar îmi pare rău. A, nu-i problemă, se mai întâmplă că și eu am fost elevă și nici eu nu pot să spun că mi le făceam pe toate. Dar de acum doar să ți le faci în continuare. Bine că o să te ajute treaba asta până la un moment dat. Ai înțeles, nu? Da, doamna, înțeleg, da. Să știți că chiar și mie îmi pare foarte rău, dar până la urmă dumneavoastră ați spus că până la urmă temele astea, important este cu ce rămâi din clasă, știți? Și vreau pur și simplu să vă mulțumesc că m-am învățat atât de multe și chiar cred că o să
am succes în viață din partea dumneavoastră. Mulțumesc frumos. Oh, ce emoționant, îmi plânge curul, nu mai pot. Cătălina, ce frumos. Băi, mă bucur, adică eu fac treaba. Chiar, mamă, mă emoționez acum, copii. Bă, mă bucur, chiar îmi pare bine că te ajut. Chiar îmi pare rău, nu vreau să vă stric acum din ora, dar dacă doriți, putem să mergem la o cafea în mall după aceea să stăm de vorba despre viață și să-mi dați așa sfaturi cum să iau bacul mai repede. Da, sigur, oricum n-am nimic de făcut după aceea. Mă, mersi de invitație, Cătălina, și te accept cu mare drag. Mulțumesc frumos. Da, bun, plus de asta să știți că am bârfe. Știu cine nu vă suportă din clasa asta, știu cine nu-și face temele din clasa asta la ora dumneavoastră. Știam eu că e impostorul, chiar îl suspectam din totdeauna. Mersi tu, Cătălina, că îmi povestești tu mai mult. No, bun, hai să continuăm acum. Maria, Ana, la bala portocala, la unul dintre voi două, haideți, continuați. Acum, doamna, ce fiță, doamne. La ce te uiți așa? Mă, copii, îmi place ce văd în catalogul ăsta, numai note bune parțial, dar ceea ce observ eu este că numai Cătălina a avut media 10 la chimie pentru toți anii, în afară de clasa a 7-a. Felicitări, mă, fată! A, doamna, să știți că eu am o scuză. Între a 7-a nu mă dedicam atât de mult acestei materii, dar eu sunt cea mai bună la chimie din clasa asta, sunt foarte bună, deci chiar să știți că sunt, băi, deci sunt Einstein în persoană. O, tu, bravo, mă bucur, dar eu ți-am făcut un compliment, nu trebuie să reacționezi așa. Felicitări, mă bucur, draga mea, bravo. Nu numai la chimie, la toate materiile, adică modul în care gândesc atât de logic, sunt atât de deșteaptă, deci nu pot să exprim câtă inteligență pot să am în mine, doamna. Deci, pe bune, ar trebui să vedeți treaba asta. Calmează-te tu, fetiță, odată. Am spus că ești bună, te felicit, bravo ție, sper să te țină. Calmează-te, ho! O, doamne, ți-au murit lăudătorii, ce ai pățit? Urlă invidia! Da, sincer, chiar începe să mă enerveze deja. De unde a apărut oglinda aia? Dar voi vă dați seama că nu vorbesc mai despre inteligență, că vorbesc și despre frumusețe. Trebuie să vă vedeți la ora de sport, doamna. Deci toți de clasa 12 ați uitat după mine, deci i-am pe toți la degetul mic. E cam strâmb. Mă bucur, draga mea, adică oricum este și vârsta acum la care se întâmplă relațiile și toate minunile acum posibile și imposibile. Oricum sunteți toate frumoase, este era și cazul. Dar vă rog frumos să mă băgați în aceeași categorie cu toate caprele astea, pentru că nimeni nu are tare așa cum o am eu. Ia uitați-vă. E? Ești că-s lampa lui Aladin. Mă omor cu zile, mă, fată. No, bun, acum haideți că acum pe încheiere vreau să vă mai urez o dată baftă pentru mâine la test. Vă rog frumos să faceți cât mai multe puncte și să nu mă dezamăgiți, ați înțeles? Promitem, doamna, o să facem cel mai mare punctaj din școală. Așa e, Maria? Da, doamna, promitem că nu o să vă dezamăgim, jurăm. Ce e așa amuzant? Ce zâmbești așa, Cătălina? Nimic, doamne, este pur și simplu amuzant cum se strufocă unii să ia punctaj mare. De ce să vă mai chinuiți dacă știți că eu să iau 100 de puncte? Nu înțeleg, asta este logica. Oh, vai, ia uite-te la aia, nu că eu de ciuf, nu mai pot. Vezi că și la bătaie e bună? Bă, dați nebunii la cap, toate sunteți normale? Așa, copii, iar acum haideți să vedem și să fim atenți. Ce vrea să ne transmită Eulirii? Care sunt pretențiile lui de la viața noastră? Da, da? Bună ziua, ne scuzați de deranj, dar am venit pentru un control de păduc, pentru că am terminat cu toate clasele și voi ați rămas ultimii. Este bine? Putem să începem? Da, sigur, nu este absolut nicio problemă, că sunteți pregătită, doamnă. Na, bun, atunci să pifezi și tabelul și hai să mă apuc de acolo. Uite, fix de acolo vreau să încep. O, vai, mi-e frică. Na, bun, perfect. Haideți să începem. Spune-mi, te rog frumos, numele tău care este? Piure Maria mă cheamă, da. Maria, ce nume frumos, vai de mine, uite ce curată ești în cap, bravo, arată palmile acum, mulțumesc frumos, următoarea e să vedem cum te cheamă. Laura, și vedeți că nu m-am spălat în cap de vreo două zile. Așa, bun, următoarea, uite pasta roșcovană asta. Nu că v-ar interesa, dar mă cheamă Ana. Da, bun, you are very clean, următoarea, cum te cheamă? Ha, rușine, ar fi trebuit să știți, Cătălina mă cheamă. Cătălina, ce nume regal, ia să vedem Cătălina. Oh, vai de mine. Ce ai tu? Vai, oh, vai, nu. Toate bune? Da, aduceți echipajul, smurdu și ne pregătim să o luăm. Dar haideți mai repede că e contagioasă. Haideți, vă rog frumos, mișcați-vă. Doamnă, tași tu din gură odată, mă scuzați, e toate bune acolo. Ne cerem scuze, doamnă profesoară, dar avem nevoie de întăriri, pentru că avem o infractoare mai specială. În tot capul ei se află un neam întreg de păduchi. Poftim! Dar, doamne iartă-mă, nu cred că e așa ceva grav să aduceți un echipaj întreg la școală, dar izolați undeva și toate o să fie bune până la urmă. Dumneavoastră nu înțelegeți, în capul ăsta trăiește neamul lui Gigel. Gigel a fost primul păduche și cel mai periculos care a fost identificat vreodată de oameni de știință și a fost dat dispărut acum 7 ani. Vă dați seama, de 7 ani este în căutarea acest păduche, da? Este foarte periculoasă și acum că o avem sub vederea noastră nu putem lăsa să scape. De aceea avem nevoie și de întăriri grave. Adică! E, nu, dai asta o secundă că sigur trebuie să existe vreun tratament ceva. Dar normal că există tratamente și se pot face multe lucruri. De aceea trebuie să încep fix cu prima etapă din acest proces. Mă scuzați că întreb, dar cum adică prima etapă? Anestezie generală, doamna profesoară. Avem nevoie ca să nu se îmbolnăvească echipajul. Acum, draga mea, te rog frumos să nu te miști pentru că nu o să doară absolut deloc și am nevoie să stai nemişcată. Hai să începem.
Oh, mon Dieu, ce cald este în clasa asta, îmi vine să mă arunc pe geam. Chiar vă rog. Attends la mine, bonjour, mesele, êtes-vous ok, Catalina? Oui, madame, je suis, je ne suis niciodată atât de bine și de impecabilă. Ulala, tu, Ana, tu ești bine? Aha, oui. Bien, atunci haideți să facem acum la verificación du tem pe notă. Ia să văd, Maria, qu'est-ce que vous avez préparé pour aujourd'hui? Le cours. Nu știu, madame, sorry. Je veux dire, je ne suis pas surpris par ton vocabulaire, Maria. Da, nici eu. Oui, ce n'est pas bon, honte à toi. Ce n'est pas possible, dommage. Est-ce que quelqu'un de cette... la classe le fait de thème? Da, madame, j'ai a făcut-o. Oh, oui, Catalina, read it, please. Slide. Si le vent était favorable, on ferait les traversées en 24 heures. Attends, attends. Oui, c'est bien. Maintenant, lis prima propozițiile du texte și cred că o să-ți pun o notă că ai fost singura care și-a făcut tema. Bien sûr, Catalina. En fil de mes voyages, j'ai appris que sa capacité de régénération est limitée. La terre était beaucoup plus petite. Muy bien, mon chéri. Atenție la prononciation, că restul a fost bine și fut impecabil. Dans le dédit dans le catalog. Ok, mon bien, a tu carne, tu te rog frumos. Voyons, cine vrea să continue? Da, Maria? Poți să mă duc la baie? Toate ca toate, bă, Cătălina, dar tu ai văzut ce gagică constipată are ăla și cât de hâdă lui? Literally, zici că au tras-o caiv, she's so not like me. Vrei să o bărfim? Nah. Bă, lasă-o în pace, că oricum nu se merită, n-ai de ce să-i dai atenție alea. Da, probabil că ai dreptate, oricum e prea overrated. Too overrated, she's not like us. Șalu acolo în spate, Cătălina, Maria, terminați-o, dar ce e acolo interviu? Au, scutiți-mă că mai sunt 5 minute și se sună. Stai tu calm în banca ta, că încă este oră, în 5 minute se pot întâmpla multe, poți să te ascult, poți să dau un test, poți să spun un pat un catalog, ai grijă, draga mea. O, doamne, sunteți atât de embarrassing și de cringe, nu pot să înțeleg cum vă mai suportă lumea. Stai, stai, ce sunt când am înțeles? Whatever. Doamne, iartă-mă la prostii, vă duci capul de la școală, sunteți paralel cu ea. În orice caz, vreau să știu pentru mine dacă v-ați ales ce veți prezenta la topic, Cătălina și Maria, v-ați gândit ce o să prezentați pentru mâine? Normal că ne-am decizat, nu o să vă spunem, pentru că vrem să facem ceva, like, dynamic. Very dynamic. Ah, ce o să faceți? Ce vrei să faceți? Ceva... adică, nu știu cum să vă explic, dar la final o să fiți very bushy-tailed. Ce o să fiu? Stați puțin copii că eu stâmpită. Ce bushy? Ce ai zis? God, bushy-tailed, doamna, adică full of energy and enthusiasm, you know what I mean? Bă, copchile, vorbește fără o mână că ești româncă. Ce, măi, cu cuvinte în engleză? Mai lasă-mă în pace, mă enervez, hai, ce-a... Doamne, iartă-mă, că acum s-au găsit să lucreze muncitorii ăștia, că până acum au avut vacanță, lene, și au stat și nu au făcut nimic. În fine, nu contează, sunt nervoasă. Bună ziua, copii! Da. Bună ziua! Coșifoile, sunteți norocoși pentru că prezența o să o facem la sfârșit. Acum o să ne apucăm să prezentăm proiectele, pentru că așa am stabilit ora trecută. Da, le-ați făcut? Și proiectul ăsta e nebună? Ce... Vine să mă împușc. Cum adică ce proiect? Proiectul de data trecută, mă, fetiță! Ah, da. Îmi cer scuze, așa cu condițiile antreprenoriale. Da, îmi cer scuze, îmi pare rău. Doamne, fenomenal, așa ceva nu pot să... Na, stai și râzi odată, bă, ți l-ai făcut? Ah, da, l-am acum, stați o secundă și mă apuc să-l prezint. Ok, să-mi spuneți când pot să încep. Când ești pregătită, draga mea, la start îi dai drumul. 3, 2, 1, start! Bun, atunci, deci condițiile de activități antreprenoriale. Condiții naturale, climă, relief, calitatea solurilor, ieșirea la mare și rețeaua hidrografică, etc. 2. Condițiile economice. Avem A, sistemul economic, B, nivel de dezvoltare a economiei și acum începem economia de piață. 3 chestii, nu știu ce am spus aici. Politica economică, dar taci din gură, să lasă-mă să prezint. Așa, avem condiții legislative, se bat cu ei în perete. Așa, și condițiile socioculturale și am terminat, că rest nu mai știu. Adu carnetul? Da, hai, adă și hai să spun o dată nota. A, doamna, îmi cer scuze, dar nu l-am, am uitat. Bă, ai dat-o bine, să-mi bag. Oh, dar iar ați venit, n-ați murit odată. Bă, să mă rog de mai joc cu voi, că nu știți să jucați ca lumea, sunteți proști grămadă, să-mi bag picioarele de nu. Du-te, mă, de aici, uite cum faci, se oftică ca nebunul, că și-o luat mingea aia în cap, dar și-o merita până la urmă, oricum. Da, bă, frate, iartă-mă pe mine, că era sclerozata aia care stătea pe margine, cum vrei să fiu atent, bă. Știi că în rest,
n-am nimic în puii mei, dar v-am spus, sunteți mai avansați ca mine, că eram concentrat la joc continuu. Coaie, tași că te-am văzut că nu ți-a trecea atenția, erai concentrat la joc, bă. Da, frate, bine, da. Auzi, Cătălina, vrei să vii să mă vezi cum joc? Mai bine aruncă-te în stradă, bă, săracu. Alo, alo, ce e aici, bere și mici? Vorbiți mai încet, mă, mormolocilor, că vă aud de pe holul școlii și limbajul, lasă de dorit, dragii mei. Oh, ne cerem scuze, doamna, ne scuzați. Da, mă, hai, ziceți, ce-i? Ce-i, mă, da, zi-mă, te-i, ce-i? Nimic, doamna profesoară, nimic. No, bun, atunci, cu toată stima și respectul meu, v-aș ruga să scoateți o foaie de hârtie și să deschideți testele la pagina 120. Coaie! Am, măcar de-ar avea unii, doamna Slay. Bă, dar nu ți-i rușnie, o femeie în vârstă, eu mă pregătesc aici să vă predau și tu dai cu bilele în mine, dar nu ți-i jen așa un... Da, tu și fii atentă că mi-am luat colier din ăla care scria fuck off, numai pentru ea ca să nu se mai uită la mine, tu dai seama? Jură-te, dar bine ai făcut oricum, doamne iartă-mă, fata e plină de păcate, să mor eu de nu. Bă, dar sincer, nici preotul nu mai iartă. Cătălina, acolo în spate, tași din gură mai aici, vă rog frumos. Cerem scuze, doamna, îmi pare rău. Hei, lasă-mă asta! Hai că vreau să văd nuanța! Ea mea, las-o aici! Tăceți din gură, vă rog frumos, că e directoarea, da? Vă rog frumos, liniște! Ală, bună ziua! Da, da, acum, vin acum! Nu mai pom, dar e curu! Da, sunteți nesimțite, nu poate vorbi omul liniștit la telefon în clasă că urlă pe scărușii. Da, trebuie să mă duc pe hol să pot vorbi, dar sunteți nesimțite, mă, fetelor. Asta deja ține de respect și de bun simț. A, nu înțelege, mi-e cerem scuze, nu o să se mai întâmple, promitem. Așa e Maria. A, și, a, da, da, doamna, we promitem, da, nu o să se mai întâmple. No, dar lasă-o în pielea mea de treabă că deja m-a enervat. Așa. Oameni, deci nu merge să fac exercițiul ăsta pentru că am paralizie cerebrală, mă, Maria. De ce să caut eu X-ul pe dacă s-a pierdut pe el? Și eu am pierdut pe mine de multe ori, dar m-am regăsit pentru că sunt o divă și sunt o slave. Nu știu, asta este povestea lor de dragoste, mă, Cătălina. Și cred că și eu am paralizie cerebrală pentru că nu știu să fac nimic. Doamne ferește să ai așa ceva, că tu ești deja proasă de crapă tavanul. Nu mai zici tu să ai așa ceva pentru că s-ar putea să ai probleme grave. Eu am o soluție pentru că sunt deșteaptă. Dragă X, nu mă mai pune să-ți rezolv relațiile de dragoste între tine și Y. O noapte între voi doi a rezolvat toate problemele. Cu drag, Cătălina Diva Slay. Hai, mersi, nu știam că îți place așa mult. N-am dat foarte mult pe tricou ăsta, dar știu că are stil. Pentru că eu știu să mă îmbrac cu stil. Uite că se uite Cătălina la noi, hai să-i cerem părerea. Ce spui, Cătălina, îți place cum am îmbrăcat? Regret că am auzit, dar vreau să spun că este oribil outfit-ul tău. Trebuia să spună cineva pe față și dacă te-ar vedea Dana Budeanu, noi rămâne fără intestin subțire. Ha, bună ziua, copii, ce zi frumoasă este asta. Sunt așa veselă cum n-am mai fost niciodată. Am, da, așa sunteți mereu, nu este absolut nimic nou. Da, și tu ai rămas la fel, să strici poziția oamenilor, nu contează, hai să trecem la orele noastre. De ce plânge aia? Bă, copii, ce are Ana? E, ce are Ana, ce are Ana, ce are Ana, n-are nimic Ana, mi-a spus Cătălina că n-am stil. Iară mă, fată, dar v-am spus să fiți ca o familie în clasa asta, să vă mai jeniți așa în față, bă, Cătălina. Dar asta este realitatea și cruntul adevăr, dar e mai bine să fii sincer cu cineva decât să-l bârfești pe la spate. Bă, fată, mai există și varianta să întorci spatele, să taci din gură, dar nu asta te rezolv eu acum, hai că te ascult eu din lecția, vină tu în față și ia spune-mi ce ai voie de pregătit pentru astăzi. Închide caietul. Deci pentru astăzi am avut romanul Ion, da, ce pot să vă spun, că este un roman realist mitic și o să vă spun definiția romanului și apoi să intrăm în detalii. Romanul este ceva ce aparține speciei epice cu un număr mare de personaje, se extinde pe multe firuri narrative, I think so. Da, ai avut dreptate, nu știu cum. Dacă te întreb eu din carte să văd dacă ai citit, care este pentru tine din punctul tău de vedere punctul culminant? Pentru mine punctul culminant este când Ion și Ana s-au futut. Bă, asta e proastă. Pardon. Bă, de eu te întreb așa, tu n-ai jenă, nu ți-i rușine așa un pic că sunt eu aici de față cu... Bă, turbat-o, că nu-i vina mea, dar asta este cruntul adevăr, eu v-am spus-o pe față. Eu v-am spus că Rebreanu scrie ce-i scrie el pentru adulți, nu e o carte pentru copii, pentru că sunt sadice și te lasă cu sechele, așa ca Nechifor. Bă, Cătălina, tu cum, doamne iartă, mi-ai adunat 10.000 de urmăritori pe Threads ăla ce-o fi? Cât dracu ai plătit? Da, bun, și acum am să fac ca toate proastele. Cum se folosește această aplicație? Post Slay, să vină hate-ul. Tu, dar să ai grijă ce postezi, că rasa asta de români infect este peste top aplicația asta. Sunt oameni răi, Cătălina, te rog frumos. Nu sunt oameni răi, sunt doar niște căcăcioși care vor să arate că sunt mai buni ca ceilalți. Eu le-am închis gura la toată lumea, Slay. Ce, jură-ți, bă, eu nu te cred. Ba da, trebuie să-ți arăt, ia uite, unul a pus, uite ce a spus ăsta. Arăt bine la pentru 11 ani?
Nici tu ce baloțe are ăsta. Tot tipul arată ca leul ăla din Madagascar, nu vezi cum arată? Ăsta mi-a închis gura și apoi am spus că păcat că nu-i mai căta prin preajmă să vadă ce postești. După aceea și-a închis contul. Bă, tu ești nesimțită, fată. I know, ăsta e și scopul nostru, adică al meu, nu știu de ceilalți. M-am suturat din școală. Și tu că am uitat să spun că și femeia asta a postat aseară pătrezea. Uite-te, doamna, vă regăsiți în poza asta. De unde ai găsit poza aia? Bă, fetiță, deci tu acum stai să mă spionezi pe internet? Ce faci? M-ai spionat pe Facebook și acum pe aplicația asta? Te rog frumos, lasă-mă în pace, că deja sunt mulți oameni răi acolo. Da, păi să știți că acum este rândul meu. Hai, Maria, zi, comentăm. Nu, nu, că te-i lasă-o în pace, că pe lângă că-i tu să lasă-o, băi, nu fi rea. Bă, copchile, pune balanga jos și comentează la alții. Da, păi să-mi lași în pace, că-ți dau bloc. Te rog frumos, lasă-mă în pace. Bă, Cătălina. Da, nu fac nimic, eu doar spun adevărul prin mesaje. Da, dacă vă doare, asta e problema dumneavoastră, nu este problema mea. Oamenii, iartă-mă, cine m-a opus? Dar nu-i vina mea, fiindcă dacă rasa de români este infectă, asta e problema lor. Uite, a scris unul. Eu cred că ar trebui să câștig pe poze pe aplicația asta. Dragă, ai greșit platforma. Slay. Bă, uite că și-a pus Hannah Montana căștile în urechi, uite-te la ea ce faci. Bă, lasă-o în pace, atât din că se simte bine și se crede că personajul principal e bine pentru ea, pentru capul ei, nu? Dacă te văd, ai să regreți, dacă te văd, ai să regreți. Dispari, dispari. Asta spui tu că e bine pentru capul ei? Urmează partea interesantă, să schimb melodia. Did you really think I just forgive and forget? Bă, fii atentă. No, da, bună ziua, copii, ce faceți? Ce-i aia? After catching you with her. You're rest around. You. Doamne ferește, asta e drogată, ce are? Cătălina, mă aud, are probleme cu auzul, că vă care ceva în urechi. Doamna, alea scăști de ascultat muzică, e ruptă de realitate, e lumea ei acum. I see red, red, oh red, oh. Fai de mine, mi-e frică, dacă e agitată și turbat. Cătălina, mai tare, doamna, că nu aude, trebuie să o treziți ca lumea, cum faceți dumneavoastră. Nu las că vedea, Cătălina! Bună! Bună! Doriți o cafea să vă aduc ceva comandă? Aveți de la ce faci fata acolo căștinurile? Nu știi că avem oră? Ci unde te crezi? În filme? Ce ai? Doamna, stați că nu știu care e dreapta și care e stânga. Eram pur și simplu în lumea mea. Ce? Ascultam și o muzică ca un om normal, ca o fată care e îndrăgostită sau mă rog, știți voi. Cum sunt adolescenți în ziua de azi? Adolescente din ziua de azi, indiferent cum or fi sau nu or fi, când e oră, pentru că pe mine asta mă interesează, ești atentă, nu asculți muzică. Na, acum și dumneavoastră, poate că mie îmi convine mai mult să ascult muzică, pentru că mă concentrez mai bine la ora dumneavoastră. Nu v-ați gândit treaba asta? Poate sunt mai atentă, deci vă rog frumos, nu mă certați. Ai noroc, draga mea, că nu facem nimic ora asta, că am de corectat niște teste pentru a 12-a, da? No, hai, dați-i drumul și lăsați-mă în pace, nu faceți gălăgie, vă rog frumos. Da, no, bine, hai, trecem la ale noastre. Da, și uite că... A, nu s-au conectat. Oh, silly me, sorry. Da. Da. Toată lumea, atenție, se fac extragerile, mamă, ce mă doare capul, care vrea să tragă? O pun gata, atenție, liniște, și acolo în spate, fiți atenți, haideți, vă rog frumos, extrageți o dată. Eu, Cătălina, vreau să fiu prima aia, dă-mi pace. Poți să mai trag o dată, te rog frumos? Na, regulile sunt foarte simple, nu ai voie să mai tragi o dată. Pe cine ai tras, ăla-i cumperi cadou sau ălea, nu știu, următorul. Da, mulțumesc frumos. Așa, da, bun. Aha, două date biletul ăla încoace, te strâmbe atâta. Coaie, coaie, fii atent. Doamna dumneavoastră, nu vreți să trageți să vedeți pe cine picați? Nu, mersi, Cătălina, lasă așa, extrageți voi, jucați-vă voi între voi. Eu chiar mie nu trebuie, mulțumesc frumos, da. Atunci înseamnă că este rândul meu, hai să vedem. Ce-i? Băi, alo, alo, zi-mi tu pe cine-i picat. Ce-i tu, ce te uiți așa la mine? Păi da, zi-mi pe cine-i picat odată. Of, bine. L-am picat pe Matei. Wow, și-am crezut că eu am standarde proaste. Păi, și de ce ești așa fericită? Pentru că pot să-i cumpăr un deodorant în sfârșit. Tu, Manu, dar să-mi bag acadeaua în pom de mai înțeleg ceva din lecția asta, dar e ultima zi, vin sărbătorile puinii, profesorii ăștia n-au mai au vacanță, dar nu s-au săturat odată. Am auzit cumva sărbători, it's...
Mai taci tu din gură, ni s-a desumflat balonul, ce să-ți fac? Stați liniștiți, dragii mei colegi, pentru că pot să vă scap de ora asta. Pot să-i cânt doamnei de, nu știu ce, un colin sau mai multe și așa trece ora și o să mă asculte foarte mult, pentru că eu sunt o slay. Da, sigur, ce crezi că îi cânt una, două colin și te lasă în pace? Dar unde te crezi, la The Era Tour? Vezi că cam visez, fată. Hai tu, ce-ai, nu mai fi așa borgorgâncioasă, pentru că Feliz Navidad este, cum îi spune, colindul ei preferat, sigur o să-i placă la nebunie. Da, o să-i placă dacă cântă cine trebuie, nu tu, da, așa, ca fapt divers. Hai tu, că eu când fain, trebuie numai să mă încălzesc vocea. Vezi? O tu, că dă Jessie J în tine imediat. Bună ziua, copii, ce faceți? Sunt foarte nervoasă, aveți grijă că o să încep să vă ascult, pentru că este ultima oră și vreau să vă stric media acum pe final, da? Ce nu ne pasă, slay, și vă rog frumos să luați-o acolo și tăceți din gură. Hai, dați tonul. Bă, ce ai spus, Cătălina? Mai zi-o, dacă nu te-am auzit. Pizda, mă, chică. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Hai și tu. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Slay la anul și la mulți ani. Mamă, copii, hai să vă spun un lucru. Când eram eu în tinerețe, așa colindau copiii frumos pe profesori. Deci, bravo, sunteți foarte slay, cum spuneți voi. Vedeți, v-am spus că e tâmpită și o să înceapă să plângă. Și acum o să ne punem să mai cântăm încă câteva, fiți atenți. Da, ia spuneți, mai aveți colinde, nu știu, mai aveți piese din astea să mai cântați încă câteva? Normal, doamna, păi da, cum? Haideți, dați tonul. I don't want a lot for Christmas. No, bun, copii, deci v-am adus și subiectele. Vă rog frumos să fiți atenți, să rezolvați cu atenție, pentru că v-am pus întrebări capcană, pentru că știți că mie îmi plac întrebările capcană. Uite, poftiți, ai subiectele. Mulțumesc frumos. Așa, rândul 1. Doamna, are o problemă dacă scriem cu creionul? Doamne, ce proastă-i, frate. Cătălina, dacă mă mai întrebi un singur lucru de genul, jur că te dau afară din clasă. Te rog frumos, taci din gură, scrii cu ce vrei tu, nu mai lasă-mă în pace. O, ce simplu e, hai să facem un slay. Oh, bun, deci din momentul ăsta nu mai vorbește nimeni, vă rog frumos, liniște de plină. Acum hai să mă joc Candy Crush. Gata! Ce... Gata, Cătălina, bravo, ai fost prima din clasă. Da, doamna, am fost prima, da, știu. Prima din clasă care a terminat testul, da, știu. Da, a fost foarte simplu, da. Mai taci odată, cum dracu se făcea împărțirea asta, nu ajută-mă. Ai, breoleacă, că eu sunt mai la nume, dar acum trebuie să scriu data, nici m-am apucat să rezolv exercițiu. No, felicitări, bravo, înseamnă că ai învățat cum trebuia, dar să dă foaia să corectez, hai. A, mai stau să-mi mai verific o dată că mi-e cam greșit ceva, da, deci vă rog frumos să nu luați foaia. Da, vrei să te ajut acolo că ai făcut greșit. Dar taci odată și vezi de treaba ta, dar nu poți să mă lași în pace să mă concentrezi. Și dacă am făcut greșit, asta este munca mea, lasă-mă în pace. Da, cât e ceasul? Da, am terminat, da. Bă, dar taci odată. Bă, Mario, tu n-ai terminat, uite că eu am terminat. Vezi, am făcut totul, chiar a fost foarte simplu. Chiar dacă am avut rândul 1. Bă, taci odată din gură, rupeți gura aia în puii mei. Că lasă-mă să mă concentrez. Bine că ai terminat, acum aruncă-te pe geamă odată. Doamna, nu mă lasă în pace. Bă, dar ești cretină, fata, am spus să taci din gură. Ia dă foaia încoace să te corectez, să văd ce ai făcut. A, nu e vina mea. Am mai lasă-mă în pace, că deja ești exasperantă. Să văd, uite, primul exercițiu greșit. Uite că greșeală de calcul, deci că ești tâmpită, frate, să mor eu. No, bun, v-am predat și prima parte a lecției. Hai să punem absențele, că prea cum sunteți voi acolo în bancă. Da, doar Cătălina lipsește. Știți undeva unui fata asta? În caleașca trasă de prinții ei albi, un să fie, întârzi ca de obicei. Să rămână, doamna, în ce scuze de întârziere, dar știți că am avut o problemă ca de obicei, nu mi-a ieșit machiajul și trebuia să întârzi puțin. Vă rog frumos, mă scuzați, sper că înțelegeți, nu? Bună ziua, Cătălina, da, cum să înțeleg? Te înțeleg perfect, draga mea. Zim puțin, te rog frumos, tema o ai, dragă? Tema. Din păcate nu o am, dar am avut un moment, pur și simplu nu o am. Așa, nu ai dat, te rog frumos, o ai făcută pentru data viitoare. Data viitoare, data viitoare trebuie să am tema făcută. Da. Se înțeleg perfect. Am înțeles să ai pentru dumneavoastră. Da. Bună, atunci mă bucur că ești conștiincioasă și că-ți faci toate lucrurile la timp. Da, uite, vezi, îmi pierd și vorbirea când vorbesc cu tine. Doamne, mișcă s-a gramată, frate, nu pot să mai vorbesc calmea. Da, ești o levă de tonta 10, bravo, Cătălina. Bă, ia uite-te la ea, eu anul trecut mi-am făcut tema odată în tot anul și am primit 3 în catalog. Bă, fate, ești o manipulatoare infectă, să spun pe față. Vă, Leleu Maria, bă, dar cum îți permis să-i spui așa ceva Cătălinei, mă, fată? Stați-o în pace, doamna profesoară, nu trebuie să ne punem mintea cu, oameni mai din ăștia tâmpiți la cap. Pentru că, trebuie să fim noi mai responsabili și mai întreși
gândești la cap, așa-i doamna? Pa, Cătălina, bravo, foarte bine, uite ce bine gândești. Și eu tot sunt de părere că educația e cea mai importantă în lumea asta, nu? Da, 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 așa-i Maria. Tu de dracu. Nu, eu mai am o problemă, dar ați putea asta să mă lăsați să plec acasă fix după ora asta și să motivați toate absențele, pentru că nu mai am chef și pur și simplu mă vreau să învăț mai mult acasă, fiindcă mă simt mai întreagă la cap. Sigur, draga mea, hai că ți le motivez încă de pe acum, dar trebuia să-mi scrii pe WhatsApp la prima oră că nu te mai aduceam la școală astăzi, da? No, bun, poți să pleci de pe acum și sărbători fericite, Cătălina, ce să spun? Da, mulțumesc frumos, hai, la revedere, vă pup, beces. Na, vezi ce bine să fii frumoasă? No, bun, Mario, ține telefonul așa să mă văd numai eu, că asta este important, și să-mi spui când începem, da? Te rog frumos, hai. Gata, no, bun, hai, când ești pregătită, draga mea, dă-i drumul. Voi vă dați seama că stricați o generație. Okay, bine, hai, așa. Ce mamă mândră sunt. Același ritm, aceleași versuri de prost gust. Vă bate joc de tot ce înseamnă educație. A, bună ziua. O, tu, bună ziua, ce e aici, never see. Ia o, ia mai lasă-mă în pace. Ce faceți, copii? Deci am așa o veste foarte interesantă pentru voi. Haideți, liniște, fiți atenți. Ceva nu miroase bine aici. Păi, ce n-am știut că generația voastră e așa interesantă, pentru că am descoperit și eu acum TikTok-ul. Oh, vai. Și mă gândesc serios să fac și eu un cont. Oh, vai. Parcă am uitat ceva. A, da, și am văzut și pe Cătălina seara. Hai să vă arăt și pe ea. Chiar nu trebuie. Deci uite, mi-a apărut pe For You. Deci o cheamă Pișcot Cătălina cu 2 de a. Uitați ce postează. Niște prostii, dar vreau să te întreb, de ce te cheamă Pișcot Cătălina cu 2 de a? Cum adică de ce mi-am pus 2 de a? Păi pentru că sunt double slay, nu e logic? Deci dacă îți dau eu un logic, mănânci rahat. Da, ia uite, uitați și postează. De să moră de nu o să fac un duet cu tine și o să te întrec la urmăritori, Cătălino. Aoleu. Ea nu mai râdeți de mine, că vreau și eu să fiu profi în aia cool. Fiți atentă că eu nu vă fac promovare, pentru că nu vreau să aveți mai mulți urmăritori ca și mine, doamna. A, păi bine, și așa nu contează, că oricum e așa început de carieră. Eu o să-l am pe Octavian care o să mă ajute. A, nu, Octavian e al meu, nu-l furați, el rămâne al meu, da, da. A, nu vă supărați, dar eu doresc să fiu scos din această ecuație. Mulțumesc frumos, da. Yeah, whatever, deci ia spune-te, te bagi în competiție cu mine, Cătălina? Asta e replica mea, unul la mână și doi la mână, normal că mă bag în competiție cu dumneavoastră, dar nu o să ating aia. Da, bun atunci, cea mai bună să câștige. Slay.